Salut, oameni fani! Sper că aveți o zi minunată! Azi continuăm să răsfăim seria Istoria Ascunsă de la Egmont România și de data aceasta vom răsfăi ultimul volum din această serie și anume Acei sălbatici din epoca de piatră. La fel, un volum de Terry Derry, ilustrații de Martin Brown. Am un creier de maimut. I have a mammoth brain. Yay. Hai să vedem ce găsim de data aceasta în Istoria Ascunsă. O lovitură în cap, pac, cu măciuca și gata. Poți ajunge în vremurile întunecate ale epocii de piatră, populată cu oameni sălbatici care locuiau în peșteri și nu știau altceva decât să vâneze. Ei, nu chiar știau să facă mai multe. Dar mai bine citește cartea aceasta ca să afli. Ce foloseau oamenii din epoca de piatră în loc de hârtie igienică? O întrebare bună. Ce făceau crunții oameni de neandertal? De ce o gaură în cap putea vindeca migrenele? Cum să faci o mumie cu mijloace specifice epocii de piatră? La ce foloseau oameni de știință din epoca de piatră dejecțiile umane? Interesant. Dar să vedem așa puțin ce cuprinde acest al șaselea volum din această serie minunată. La fel, anul 2000, trecem de cuprins. Iar așa, o scurtă introduce foarte frumos, repere în epoca de piatră, ia uite, acum 3500 de milioane de ani. În estul Africii s-au găsit urme ale unor pași omenești din această perioadă. Ele dovedesc că acele creature primitive numite hominizi mergeau în două picioare, mare scofală, o să spui tu, chiar și un bebeluș în scutece poate face asta. Da, dar tocmai acest lucru a permis picioarele dinainte să evolueze în mâini și să poată folosi unelte. Da, și după aceea trecem așa cu milioane de ani în alta, deci este o poveste destul de lungă a umanității, dacă e să o luăm așa de la Australopithecus, la Homo habilis, Homo erectus, de Neandertal, da, bine, Lucy. Groaznic pentru animale, ai mâncat vreodată tocătură de mamut? Nu, păi, n-am cum să mănânc, nu mai există. Dar aș fi tentat. De ce nu? Ar fi mult prea exotic. Vânători oribili. Hominizii timpurii șterpeleau resturile de la masa marilor prădători, cum ar fi lei, de exemplu. Păi, nu, încă nu eram pe partea aia de, uite, am o soliță, uite, un băț, uite, a stick, uite, o bătă. Eram precum, ce știu, hienele. Mai furam și noi resturile de la alți prădători. Mâncare scârboasă, ia uzi. Păi nu-mi imaginez că aveau condimente și mâncau cine știe ce, bucătari iscusiți. Da, interesant, bine, câteva așa mențiuni despre bucătărie. Jocuri trăznet, credințe înfricoșătoare. Hai să vedem așa ce credințe sau ce se menționau pe aici. Iată 10 obiecte cu care erau îngropați oamenii preistorici. A, adevărat s-a fost, bine, asta este test de mormânt, nu stăm acum să facem testul. Ce mai avem? Test pentru profi. Cum nu suntem profesori, nu o să facem acest test. Arheologi conștiincioși. Cum am ajuns noi aici? O întrebare bună. Bun, hai să vedem detalii mai picante, mai interesante despre societatea. Accidente arheologice, ok, bun, asta mai în zilele noastre. Da, dați-ne așa evenimente. Săptămânal arheologic, controversa asupra cadavrului din Mlaștină. Hai să vedem, viața mizerabilă. Ok, muzica asta așa mai preistorică. Pare interesantă și așa, spooky. Grija pentru morți. Probabil că primul mare oraș a fost Jericho, în Palestina. Oamenii primitivi din Jericho, așa între 7300 înainte de Hristos și 6300, se pare că își iubeau mult bătrânii. Nu-i băgau în azile sau în cimitire. What? Nu-i țineau acasă? Nu, îi țineau acasă chiar după ce mureau. Ok, cap. Ciudat așa, creepy. Grija pentru morți 2. Ah, ok, bun, altceva? Cum se făceau mumie? Nu știu dacă chiar așa sunt interesat de cum făceau oamenii o mumie în epoca de piatră. Lupte între fermieri. Bine, asta a existat cam dintotdeauna. Ritualuri îngrozitoare. Cu siguranță și ritualurile lor erau destul de interesante, nu mai îngrozitoare.
Da, vedem aici foarte multe informații. Vaca albă, vrăjitoare neagră. Bun titlu, bun, bun. Și ceva așa legat de Stonehenge și ce vorbim. Credințe ciudate. Hai să vedem așa. De multe locuri din aceste timpuri sunt legate credințe strane. Iată câteva pe care s-ar putea să vrei să le încerci dacă ești o persoană tristă cu adevărat. Hai să vedem. 1. Vrei să știi dacă un prieten bolnav te va părăsi? Du-te în pădurea Brahan, lângă Dingwall, în Scoția. La cercul de piatră de acolo, ia cu tine niște prăjituri pe care le așezi în centrul cercului și le lași acolo peste noapte. Dacă prăjiturile au dispărut în dimineața următoare, prietenul tău va supraviețui. Uh-huh. Vrei să câștigi la loterie? Ia uzi. Du-te la oricare dintre cercurile de piatră irlandeze și iau... Na, mă. Bine, deja asta face publicitate aici. Du-te în Scoția, du-te în Irlanda. Dar zi-mi așa despre caveman. Doresc să ai un avion, un iaht sau o bicicletă? Mă, interesant, și că muzica Neanderthal Bone Flute Music. Eu nu cred că neandertalii știau despre imnul, mă rog, unii europene, despre Odu Joy, come on. Hai că deja aici ne întrece, na, totuși, muzică, muzică, dar... Așa, din nou, bine, se axează mai mult pe partea aceasta de Stonehenge. Stau Stonehenge. Să nu venerezi pietrele. Vorbim și de pietrele prețioase? Să nu venerăm diamantele, de exemplu? Sau despre ce pietre? Strigoi din piatră. Bine, aș putea să fiu puțin dezamăgit. Mă așteptam la mai multe detalii așa mai interesante despre oamenii de piatră. Nu mai aduse chestii moderne despre Stonehenge și... Că așa, na, putem să mai menționăm și de insula Paștelui, de Totem. Da, de ce nu putem să spunem și despre primul oraș de la Tepe? Adică, nu, dacă e să luăm așa pe partea aceasta, ca să mai zic. Bă, băi, lipsește așa, că am câteva pagini interesante unde se putea face despre Homo erectus, Homo sapiens, Sapiens sapiens, Homo neandertal, adică, Australopithecus. Puteau să introduc așa mai multe detalii... Hai să vedem. Un epilog. Oamenii nu se pot pune de acord nici asupra celor întâmplate cu o zi în urmă, dar aminte când este vorba de aflarea adevărului despre hominizii care au trăit înainte de inventarea scrisului. Adevărat? Mai avem așa. Perspectiva noastră asupra oamenilor preistorici se schimbă aproape cu fiecare nouă descoperire arheologică. În fiecare an, în fiecare săptămână chiar. Idei valabile acum 10 ani se dovedesc total greșite azi, iar cele de azi vor fi probabil greșite după alt deceniu. Deci, care sunt cele mai recente descoperiri din epoca de piatră? Iată câteva. Bine, acum vorbim de, să zicem, un volum care a apărut în 2000 și, de fapt, el când a ieșit, inițial a ieșit în 1988. Deci, cam neactualizate multe parte din informațiile acestea. Ia să vedem, poveștile despre crunții vânători care omorau ca să soarbă creierul victimei pot să nu fie adevărate. Ba mai mult, s-ar fi putut să fie amabil și plin de atenție, da. Iată o poveste care ne dă unele indicii despre viața unui om de neandertal. E treaba ta dacă o crezi sau nu. Hai să vedem dacă o să o credem sau nu o să o credem. Ce zice această poveste? Individul era foarte bătrân pentru un om de neandertal. Avea cam 40 de ani. Deci, nu. Gândiți-vă numai la speranța de viață a neandertalilor. Deja la 40 de ani, a trăit bine, moș. Avusese mult ghinion și întâmpinase multe greutăți în viața lui. Într-un final, un cutremur a dărâmat tavanul peșterii lui și omul a murit. E chiar așa o poveste fericită, nu? De mic copil, avusese probleme la o mână. Nu se putea folosi de ea, neavând prea multă putere. Articulațiile acelei mâini erau umflate, artrită. Și cu un ochi nu mai vedea. Fusese rănit la cap, dar se vindecase. Cel mai groaznic lucru descoperit la el se pare că luptase cu un animal care îi smulsese o parte din cealaltă mână. Partea aceea din mână îi fusese amputată cu un cuțit de piatră foarte ascuțit. Oh boy. Probabil că tribul său de vânători cutreiera pădurile și vâna animale sau culegea fructe. Omul acela pe jumătate orb, cu o mână amputată, cu cealaltă coartită, nu putea ține un arc în mână, deci nu putea fi niciun ajutor tribului său. În timpurile victoriene, probabil că ar fi fost închis într-un spital. În evul mediu, probabil că ar fi fost expus ca o ciudățină în târgurile de atunci.
În Grecia antică ar fi fost lăsat pe un deal pustiu să fie sfâșiat de vreun lup. Dar nepăcat de piatră, acel om a fost lăsat să trăiască. Cineva l-a ajutat, altcineva a împărțit hrană cu el și alt membru al tribului i-a îngrijit rânile și bolile. Cuiva i-a păsat de el. Cui? Cuiva din sălbatica epoca de piatră? Și da, ca să facem așa la fel o mică mențiune, că între, să zicem așa, întrebarea, una din întrebările cele mai profunde despre civilizația umană ar fi, băi, da, care a fost punctul ăla care, băi, ne-a pus așa ca specie pe hartă și care a fost, să zicem așa, începutul ascensiunii? Adică mulți ar spune, băi, a fost focul, am gătit, am prelucrat metale, alții, bă, a fost, nu știu, sulița, bățul, primul ciomag, știi, că am vânat așa. După anumiți, să zicem așa, după experți, anumite voi și tind să le dau de acord. Și ultima poveste cam despre asta se referă. Lăsăm la o parte roata, focul, metalele, orice pe partea așa. Nu, se spune că, băi, da, prima dovadă a civilizației umane s-a datorat asupra faptului că un trib nu poate să meargă mai repede decât cei mai vulnerabili din tribul respectiv. Oricât ai avea tu membrii, luptători în formă și așa, păi da, da, ai bătrâni, ai bolnavi. Iar în momentul în care oamenii, mă rog, hominizii, tribul, au început să aibă grijă de ei lor, ca în cazul de față, să nu-i lasă, bă, gata, ți-ai scrântit piciorul, nu mai poți să ajungi tribul, te n-ari, păi stai acolo, vine lupul și te mănâncă, nu mai ești problema asta. Ei, în momentul acela când noi am început să ne îngrijim de neajutorații tribului nostru, acela poate fi considerat, băi, ca ce este prima, să zicem așa, înfăptuire majoră a civilizației noastre și ne-a pus pe hartă. Faptul acesta că am început să ne gândim la cei vulnerabili, la cei bătrâni, la cei bolnavi, la cei schinjuiți și, da, sunt de acord că lucrul acesta e mult mai important decât focul și roata și tot ce a urmat pe partea aceasta. Dar, na, istoria câteodată, na, este și subiectivă, ne bazăm pe descoperiri, pe fapte, câteodată, na, este așa și contrafactual, așa, mai în funcție de anumite civilizații, regimuri, așa, mai înflorită să, na, să dea mai bine. Dar adevărul este că nu vom ști niciodată 100% istoria civilizației noastre și, ca să nu mai zicem așa, nu știm nici istoria modernă, că să fim serioși. Și dacă e să o luăm așa de acum 100 de ani, totuși e nuanțată. Deci, oricât de multe informații ai afla, nu știu, de acum 100 de ani, de acum 2000 de ani, 5000 de ani, 10000 de ani, atâta timp cât nu poți să te transpui în perioada respectivă, nu poți să trăiești vibe-ul respectiv, să mănânci ce mâncau, să vezi ce vedeau oamenii respectivi, nu ai cum să înțelegi propriu zis. Efectiv, nu ai cum, exact cum să o luăm așa, în istoria modernă și dacă vorbim pe partea de spiritualitate. Acum putem să criticăm, bă, uite-te mă la romani, ce proști, aveau o grămadă de zeități, uite-te mă la greșii ăia, ce panteon, auzi, ăla care, Zeus cu tunetul, ăla care na, aveau zeu, care avea grijă de dulapul din casă și, da, mai te înțeleg, dar nu trăiești acum 2000 de ani, adică n-ai cum să înțelegi societatea de atunci, știi, adică, poate cine știe, facem așa o ipoteză, poate peste 2000 de ani se vor uita unii în spate și acolo și tot pe partea aceasta de spiritualitate și uite bă și proștii aia, ce erau aia? Creștini, aia ce erau, mă, musulmani, hai de cap, ce proști. Și adică noi trăim așa o etapă în civilizație, suntem așa o secundă, nici o secundă în viața universului, adică azi suntem, mâine nu. E drept, speranța noastră de viață a crescut acum față de, să zicem așa, multele generații de care a fost nevoie ca să ajungem noi aici. Dar de asta e și plăcută și frumoasă istoria. Și e important, dacă începi să citești lucruri de istorie, să citești din cât mai multe surse. Că nu există, păi gata, seria aia de istorie, gata, ea e definitivă, ea știe tot sau... Nu, niciodată. Deci câteodată trebuie să citești din mai multe surse și să începi să-ți faci și propria ta idee. Bă, așa a fost, n-a fost, cine știe, hai să ne gândim, să o romanțăm. Da, frumos, oricum. Seria aceasta până acum, cu cele 6 volume ale ei, așa, cu da, acei greci formidabili, acei egipteni fantastici, acei romani parșivi, care, mă rog, mai mult a fost așa un volum despre celți, acei astești furioși, foarte interesant de altfel,
acei sângeroși vikingi care, na, au împărțit așa o leacă și cu partea aceasta de saxoni. Și, evident, ultimul volum, acei sălbatici nepoca de piatră, a fost o serie demențială care a apărut în anul 2000 de la editura Egmont România. E drept că n-am citit seria aceasta, mi-a plăcut la nebunie, a fost ceva așa inedit, fiind și în școala generală și ulterior am prins așa partea de liceu. Dar dacă reușiți să faceți rost de ea, chiar o recomand, bineînțeles, să o citiți în primul rând, să o puneți acolo la colecție, la colecționat. De ce nu? Chiar îmi merită. Adică este și un produs de la Egmont România, deci pentru colecționarii editurii Egmont nu trebuie să lipsească. Plus, na, stau bine și în bibliotecă, chiar dacă, chit că, na, nu s-au păstrat așa în cele mai bune condiții totuși, dar nu-i bai. E mai rar așa să găsești toată colecția la un loc. Dar, mai pe scurt, acesta fiind ultimul volum al serii, sper că v-a plăcut seria Istoria Ascunsă la Egmont România. Nu mă rămâne decât să vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uitați un click acolo pe buton de subscribe, face banda desenată fericită. Vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, baftă tuturor!